Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni plăi un episod din seria noastră minunată de Factions. Vreau să ne aflăm tot aici pe serverul nostru amc.playcraft.ro. Deci dacă vreți să intrați și voi în acest război al facțiunilor, puteți face chiar foarte, foarte ușor. Adresa serverului încă o dată o aveți acolo jos în descriere, amc.playcraft.ro, și vă aștept pe toți bani nebăți. Vedem și noi cât de bun sunteți, să vedem cine o să fie cel mai bun. De această dată, frazul, sunt singurel, după cum puteți vedea, singurel în sensul că nu sunt cu nimeni pe Discord sau ceva de genul, pentru că suntem destul de mulți online. Frate, adică uite, acum numai pe secțiunea de Factions suntem 106. Și numai în facțiunea noastră suntem 5. Mă rog, dacă dăm un F-list, vedem că și în Academie sunt 7, în Insanity 8, adică chiar suntem multicei. Și bă, frate, înainte de a începe, vreau să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri. Deci fiecare dintre voi, dacă susțineți această serie de Factions și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, nu ezitați să dați acolo foarte, foarte multe like-uri, pentru că în curând o să facem recrutări. Ce înseamnă recrutări? Adică puteți intra și voi în facțiunea noastră sau, mă rog, într-o facțiune Academie cu noi, cum ar veni, sau aliată cu noi, cum vreți să-i spuneți. Tot ce trebuie să faceți este să fiți activi, frate, și cei mai activi o să reușească să intre. Da, deci trebuie să dați acolo like-uri la toate videoclipurile sau, mă rog, la cât mai multe, share-uri, să fiți activi pe live-uri, comentarii și toate cele. Deci, bă, frate, avem aici Nether la un fortress. M-am dus la casa lui iMutix pentru că mi-a spus că el are un fortress și m-a adus aici. Și, bă, frate, am observat o chestie foarte ciudată. Deci, uitați cum este fortress-ul ăsta făcut și băgat aici, practic, în Nether, frate. Înăuntru este fortress. Deci, uite, înăuntru este fortress, nu știu, mi se pare că este făcut super, super fain. Asta chiar poate fi folosită pe post de bază, dacă stai bine să mă gândesc. Și am observat când am intrat că am foarte multe bucăți de armură, în caz că vă întrebați unde le-am. Mai bine, ieri am făcut livestream Perfections, adică nu ieri, da, ieri am făcut livestream Perfections și am omorât destul de mulți într-o bază inamică, pentru că am dat raid și, păi mei, am luat armură, dar abia acum am observat, sincer să fiu. Este așa să-mi schimb și eu. Păi mie, hai să ne punem armură de asta mai bună, dacă tot avem armură bună, uite, cu Death Strider nebunii, una alta. Și sabie, ba nu. Ba da, hai că e mai bună, care și alunesc 4, asta are și 3, dar are și looting. Asta o să folosesc pentru Wither. Cred că este deasupra mea, Vasile, da, Vasile mi-este bodyguard, frazor. Am și 9 mere, am foarte multe chestii aici în Nether, ce-ți vedeți și voi, și în curând o să mi se umple. O să vreau să-mi arunc chestiile de care nu am așa mare nevoie. Așa mi-a dat un Nether chest aici, asta arunc. Netherrack-ul arunc și iau Sharpness 4, pickaxe-ul ăsta și, bă, eventual fițantele. O să iau și un Golden Apple la mine în caz că, aoleu, cine am furia pigmenii, în caz că o să fie vreo problemă și o să se supere cineva aici pe mine și o să cad în lavă sau o să, nu știu, o să dau de un player sau ceva, să-l pot omoră de solution. Mamă, cum arată zona asta, ești nebun la cap. Holy fucking crap, man. Super tare. Eu aici am venit în căutare de Wither și eventual să mă apuc de ceva bază de protocol, dacă, ca să-i spun așa, un fel de bază secundară. Nu. Am nevoie de looting, am nevoie de looting, 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 looting. Deci o să trebuiască să dăm un ender chest aici foarte, foarte rapid. E, ce? Nu am nimerit comanda. Care este cu looting? Nu e cu looting. Asta este cu looting. Bun. Deci trebuie să omorâm neapărat pe tipii ăștia cu looting, pentru că îmi pot pica capete. Avem nevoie de capete. Dar aparent unde cărbune acum, că gen tot am mirosit cum ar veni capetele de Wither pentru o bază unde nu era nimic în cufere. Mamă, ce era să-l arunc pe ăsta. Trebuie să am grijă care și knockback, frate. Deci, pui mei, bă, fraților, dacă vreți puteți să și donați pe server pentru un anumit grad. Opa, 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 cine și-a făcut acolo ceva? Adică sunt o grămadă de persoane care au grad, după cum puteți vedea și voi dacă dăm list, uite, legend, Cătălin Nert. Bine, astea sunt grade legit cum ar veni. Aici am, mamă, tot îmi dă Excel God câte un dolarel. Cum ar fi să-i dau eu bani acum? Pentru că mă spamează și, bă, frate, mi-e frică să fac chestia asta. Dar ghiciți ce, dacă am vreo probleme, dacă ies să cad în lavă sau ceva, mănânc un gheppel și am terminat șmecheria cum ar veni, da? Hai să mergem repede pe jur aici. Exact ce ziceam mai devreme, vreau să ne facem și o bază de backup, pentru că foarte multe persoane, uite cum ar veni acum. Am înțeles, dacă mă împinge ăsta în void, adică în void în lavă, am îmbulinat-o. Uite, spre exemplu, facțiunea nu mai este Ucraina, acum este facțiunea Ungaria. Să-mi bat piciorul, cred, nu? Sau este invers, facțiunea Ucraina? Nu! Mamă, deci, bă, dă-te în... Mamă, mamă, unde ești? Pe acolo, pe undeva. Mamă, mamă, nu mă pot duce. Vai de capul meu, ce dă blaze. De unde dă? Ia uite-i, frate. Fuge, Andrei, nu este bine să iau pe aici, că nu vreau să mănânc un măr. Așa de era, băga mea și piciorul. O să mă învârtesc, o să iau pe partea aia altă. Și știu unde cred că ar fi cel mai OP să faci o bază aici. M-am gândit mai bine, nu sub lavă, că gen, te pot grifa foarte ușor. Că pui mei, bag acolo o poțiune și pui mei, te-au grifat, știi? Știi ce pot face? Ignore X, Valdi, Ignore Dynamic, Boy 25.
Deci, nu, că tot împotrimit. Ok, hai să-i dăm nu știu, să le dau bani? Nu le dau bani, că sunt un om rău. Dar știi ce fac? Îi las acolo. Că o să se enerveze și mai tare, gen, dacă o să îi las și nu o să-i bag în seamă. Frate, nu înțeleg pe spart ăștia care fac chestii de genul, adică nu rezolv nimic, în fine. Ar fi fain, gen, să le blochez comanda pay, să le scot comanda pay, știi? Da, atunci ar fi un rec foarte mare. Ok, ce vreau să spun, o bază foarte OP, frate, aici este deasupra lavei, unde chiar este extrem de multă lavă, cu foarte multe claimuri pe lângă. Deci aia ar fi să mor... Uite cum ar fi aici, toate blazele de aici. Cum ar fi, frate? Uite, gen, mai pe acolo, dar nu, că e foarte răsos de aproape. Ceva de gen un aer, în orice caz, știi? Că așa sub lavă degeaba faci, frate, bei o poțiune de fire resistance și poți să te duci unde vrei tu. Aia este ideea, n-ai niciun stres. Nu, nu știu, voi ce spuneți, scrieți voi acolo jos în comentarii ce părere aveți. Oricum trebuie să mai au și niște quartz, frate, pentru că am nevoie de XP. Și ce văd că nu găsesc foarte mulți widerași pe aici. Mă văd, dar mulți jucători sunt decât pe susținerea de faction, sunt peste 100. Ceea ce este foarte, foarte tare. Oh my god, uite pe acolo. Și trebuie să fim departe și de lava asta curgătoare. Pentru că chestia super aiurea este că... Lol, ce pui mie. Deja așa, lol, uitați cum și-a luat ban Paul care face reclamă, ce ratat. Dol. Nu înțeleg de ce a intrat pe un server full premium să faci reclamă când îți iei un ban și gata, s-a terminat. Ok, o să sparg spawnul ăsta de blaze, nu am nevoie de blaze-uri pe aici. Sunt multe alte metode de a face XP destul de repede. Și fii atent. Hei, ce faci frumosule? Ce faci frumosule, ia? Ia. Bă, frate. Vreau și eu să fac o poză reușită, dar aparent nu m-a lăsat. Am o idee. Fiți antenă. Dar nu pot să vă spun. Ideea este, fiți antenă, care stai de pe Fusion. Sunt foarte multe metode de a face o bază, dar voi o să vedeți unde fac baza și care sunt ideile mele și cei care vor să dea rai pur și simplu să uită la acest videoclip și gata. Au rezolvat toată problema, știi? În fine, hai să facem noi o chestie. Fiți antenă. Eu am feather falling? N-am feather falling, am înțeles. Deci trebuie să mă duc așa încet, încet, încet. Să luăm și noi pe aici mai prin lateral. Opa, așa. Pimen pe aici, fii antrenor, să mă duc între... Aolo, și aici este foarte, foarte departe. Pai piciorul, trebuie să dau un set home, să dau un F home, să vedem să mai las și eu din niște iteme, pentru că... Oh, salut, frate, ia uite, este lumea aici. Ce frumos, mai las și eu din itemele astea pentru că am foarte, foarte multe iteme și chiar nu am ce face cu ele. Eventual, cred că aș putea să iau de pe acum obsidian de la shop pentru că am vreo 100.000 de dolari. Ceva de genul, stai așa. Dar nu trebuia să bat Wither-ul cu sabia asta, cu sabia asta trebuia, în fine, nu mai contează acum. Și o să dau și un kit start ca să mai iau niște mâncare, da? Stai că sunt NBT-uri diferite și de-aia nu pot să le stachez. Uite, asta e NBT-2. Gen, asta este o chestie anti-game mode, ca să nu-și dea ăștia iteme din game sau măcar să vezi dacă sunt iteme din game, știi? Cam asta este treaba. Ce pui mi-am făcut aici? Încerca, a, nu, asta era aici. Lol, și nu mai e cum să ieși, fii antenă. Dacă intri aici, acum clar mai e cum să ieși, că au pus și pistonul care lipsa, am înțeles. F home, dăm home înapoi. Ba nu, warp shop vreau să dau. Sau trade, sau shop, pardon. Direct și avem aici blocuri, avem aici obsidian. 1500 de bucăți, 16 bucăți de obsidian. Și dacă iau un stack, 6000. Bă, este ok, lol, chiar este un preț ok. Confirmă, am luat 664 de... Ce știu, lasă, uite tipul ăsta, l-am nemit frică de el, frate. Am luat 64 de bucăți de obsidian, eventual, uite, acum pot să intru așa cu buldozerul ca să fac rost de niște netherrack. Pe post de schelă să folosesc și o să mă duc aici. Foarte, foarte, foarte frumosul. Foarte frumosul. Hai, cât am făcut rost, două stacuri, super blană, așa e bine. Ok, și o să mergem în direcția asta. Nu știu dacă să... Fii atent, uite, să vedem și la ce nivel să facem. Nu mai trebuie să zic că vedeți coordonatele oricum. Dacă voi vreți să vă irosiți un wither pentru un cup de obsidian, treaba voastră, frate. Adică oricum nu o să punem aici chestii de gen de mare importanță, cum ar veni, frate, toate chestiile importante. Cel mai recomandat este să le țineți în ender chest, pui mei, nu până la urmă. Că, na, de-aia aveți ender chest-uri mai multe la spawn, gradele, oricum, gen donatorii au acces la e-chest. Chiar aici lângă fortress. Super, super blană, frate. Eventual, uite, mai campești pe undeva. Uite așa. Deci putem face chestia asta. Câte blocuri am dat? 1, 2, 3, 4, 5 blocuri. Deci 5 blocuri cu tocul asta, da? 1, 2, 3, 4. Că na, 5 cu tocul aia din centru.
Place mai ce puțin cel mai lat. De fapt mai lung, ca asta e lungimea. Cum ar veni și cred că o să mai ne vede ceva obsidian pe aici. Fraților, încă o dată nu uitați să dați ceva acolo foarte, foarte multe like-uri. Dacă mă susțineți și vreți mai multe clipuri de factions, care este ideea cu această bază? Că probabil vă întrebați de ce facem această bază. E bine, evident, în caz că o să ne luăm raid, nu trebuie să facem ceva wow cum este baza principală, dar până ne facem o altă bază principală, să avem aici o bază de backup. Și eu vă recomand cam tuturor să faceți asta mai de o dată, shop, pentru că trebuie să vă mutați undeva, să stați undeva, păi mie, dar nu stați la sub o piatră, nu? Adică, bine, aici suntem în interiorul unei pietre, cum ar veni, gen, dacă vă prindeți la ce vreau eu să mă refer. Ok, prima aici, repede, repede, jur, multe, multe bloculețe, am înțeles, mai punem aici pe lateral nițel. Opa, așa. Deci am mai pus două bloculețe, știi? Nice! Mamă, și cum ar fi cineva să dea raid simultan ambelor baze, frate? Cum ar fi cineva să dea raid simultan ambelor baze? Holy fuck! Nu mai... Ce mai contează acum, nu? Bă, ideea este să fie un cub. Aia mă interesează pe mine, să fie un cub, să-i dăm și noi un F-claim, ca să nu vină cineva să ne ia. Deci aici puteți pune TNT-uri degeaba, frate. Și chestia este să nu punem lavă, că dacă punem lavă, o să poată urca ăștia foarte ușor cu Wither-ul, gen pe lavă, știi? Ideea este să facem puțin cel mai complicat, bine, teoretic pot spun la Wither-ul chiar aici lângă noi, dar repet, dacă vrea cineva să-și rosească un Wither pentru un cub de obsidian gol, treaba voastră că oricum nu este aici. Și mai am câteva idei, o să vă răspund clipurile următoare, dar aia zic că nu știu, F-claim, nu știu dacă... Gen să le spun în clip, nu știu, ia spuneți în comentarii, vreți să vă spun toate ideile mele în videoclip sau vreți să ascund câteva idei ca să nu, pui mei, să nu se prindă cei care vor să ne dea rai. Știi că până la urmă se pot prinde foarte ușor cei care vor să ne dea rai, ce aiurea, frate. Că de-aia m-au întrebat foarte multe persoane, bă, dar de ce mereu îți iei rai? Pentru că toată lumea știe cum este făcută baza, unde este făcută baza și toate cele, știi? Și na, uite și aici mai dăm un F-claim. Și chestia super tare este că aici, dacă gen ies să cazi de pe bază, frate, ajungi, chiciți ce, direct în lava. Acum direct putem pune așa. No, un cubuleț de obsidian, locul de luptă. Bă, vă aștept aici, frate, să ne batem. Uitați coordonatele acolo sus, vă aștept aici să ne batem. Gen, dacă veniți pe bază, vă împing și aia, am terminat treaba, bine, dacă aveți posibilitate de fire resistance. Dar, na, nu puteți face mai multe chestii. Și eventual să-mi pun și un home pe bază, nu îmi spune că rămân fără obsidian chiar acum la final, că am pus câteva blocuri mai greșit, așa. Ia uite mă frate, uite asta de cât obsidian mai am nevoie. Shop. Fix atâta. Bun, dar este ok că prețurile acum sunt mult mai accesibile, gen acum chiar puteți să intrați și să faceți treabă bună într-un timp destul de scurt. Opa, așa. Luăm și de aici. Și eventual următoarele planuri să fie să facem și o platformă de spawn pentru Wither. Nu știu dacă o să țină mult, pentru că ideea este că dacă nu o protejăm, o să vină cineva și o să o strice sau o poate folosi și altcineva, nu știu. Cum ar fi să facem un platform de asta global? Oricum, eu aici vreau să-mi pun set home. Sau nu, știi ce-mi pun? Fii antena. Am nevoie de un pat, frate. Momentan o să-mi pun set home, dau un F home. Așa frumos ca băieții. Am nevoie de lână. Spune-mi, te rog frumos că avem niște lână pe aici. Spune-mi, te rog frumos că avem lână pe aici, că mor dacă nu avem lână. A, avem lână. O, avem patru fructe. Yes, yes, yes. Bă, dar nu pot pune patul în end. În end, pardon, nether. Bag piciorul. Știți ce vreau să fac? Deci, fiți la întâlnă, vreau să-mi pun patul aici și să-mi pun set home-ul gen în altă parte, direct pe... Da, nu, că dacă pun patul, uitați ce... Oh, my God, ați înțeles voi. Dar patul mi-a fost setat, dar oricum, gen, s-a dus, că gen, acum, dacă dau home bed, o să zică că patul tău lipsește. Ok. Setom aici și vreau și o să ies. Cum fac să ies? Într-un mod frumos și elegant. Cred că așa. Ar fi o variantă, nu? Uite așa. N-ajung până jos back piciorul. Nu! A, ce cup frumos am făcut și noi aici. Acum ideea este să distrugem. Și voila. Hai de morții mei, a zis. Gata, s-a terminat. Deci în timp ce cădeam era ceva gen gata. S-a terminat. No, tutorial cum să-ți faci o bază extrem de simplă într-un timp foarte scurt cu numai câteva zeci de mii de dolari. Sau adică dolari pentru obsidian, mă refer, că altfel gen puteți face și fără bani, gen dacă pur și simplu luați obsidian. Dar ideea este că puteți face o bază destul de bine protejată foarte ușor. Uite așa, deasupra lavii, frumos,
Uite chiar acolo un cubuleț. Bine, vă dați seama că dacă vine cineva cu un Wither, vă distruge destul de repede. Da, aici intră mai multe sisteme de protecție pe care urmează să le facem. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Ce urmează să fac eu off camera, să ne plimbăm prin acest fortress, așa să dăm o fugă prin fortress. Pentru că trebuie să căutăm foarte multe capete de Wither. Când facem rost de capete de Wither, o să mai dăm niște raiduri și niște va. Tocmai am spus niște va. Nici caiva raiduri, așa. Păi mie, oricum urmează să ne și luăm raiduri, trebuia să ne protejăm de raid, pentru că sunt foarte mulți care ne-au descoperit bază și ne-au amenințat că ne dau raid, inclusiv Sami. Deci Sami a zis că o să ne dea raid, deci trebuie să fim cu ochii pe el. Deci, fraților, ce dormine oul, ce vine acolo. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut, dați-vă acolo foarte, foarte multe like-uri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!